De la începutul anului am observat că sunteți unul dintre cei mai vocali politicieni și aș vrea să dezbatem aici, la Puterea Știrilor, o parte, da, atâta cât ne permite timpul, din nemulțumirile dumneavoastră. Am văzut în primul rând că ați postat o serie de critici la adresa unor miniștri ai actualei coaliții de guvernare și mă refer aici în principal la domnul Voiculescu, actualul ministru al sănătății. Ce vă nemulțumește, spre exemplu, la domnul Voiculescu? Da, eu nu cred că neapărat trebuie să fie nemulțumiri. Eu cred că această calitate de deputat te obligă să spui lucrurilor pe nume și când lucrurile plac și când lucrurile sunt mai puțin plăcute. Eu așa m-am profilat ca un politic. Niciodată n-am fost un om comod nici în opoziție, nici la putere, pentru că umblu foarte mult printre oameni, trăiesc foarte mult o viață normală printre oameni, nu trăiesc nici în Palatul Parlamentului, nici la Palatul Victoria, nici în altă parte prin ministere, stau foarte mult printre oameni, le aud păsurile și de multe ori vocea mea este ceea ce mi se transmite din aceste întâlniri. E un guvern care a pornit înainte de Crăciun anul trecut cu Florin Câțu prim-ministru și un guvern de coaliție care s-a format în urma unor negocieri destul de dure. Așa cum știți, lucrul ăsta a tulburat relativ apele la noi, Partidul Național Liberal, pentru că practic noi ne-am fi dorit să ocupăm acele ministere care să pună în practică ceea ce am promis în campania electorală și anume dezvoltarea României. Printre care și Ministerul Sănătății. Da, sigur, ne-am dorit foarte mult să luăm Ministerul Dezvoltării Regionale, nu doar pentru faptul că suntem partidul coaliției cu cel mai mare număr de aleși locali. Sunt, închipuiți-vă, 1300 de primari care sunt în spate cu sigla Partidului Național Liberal. Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, care gestionează PNRR-ul, pentru că, vă repet, noi în campania electorală am solicitat votul oamenilor pentru a vorbi despre dezvoltarea României. Urmare acelor negocieri, din păcate, nu am reușit să tragem niciunul din acești pași. Mi s-a explicat că e un guvern de coaliție, că într-un guvern de coaliție lucrurile sunt mai greu de gestionat și de împărțit și, mă rog, până la urmă s-a depășit acest moment. În ceea ce privește Ministerul Sănătății, aici, da, am un of mare de tot, pentru că știu foarte bine ce a însemnat perioada în care Nelu Tătaru a fost ministru. Un om, pe noi ne-a apropiat tocmai chestiunea asta, că ne place amândurora să umblăm printre oameni. El, practic, și-a mutat biroul în stradă, în spitale. Amintiți-vă că în fiecare zi era prima linie a frontului cu COVID-ul, când nu aveam materiale, nu aveam mănuși. Era o teamă incredibilă la nivelul corpului medical. Am avut acea Lombardia României, Suceava, și am admirat întotdeauna la ministrul Nelu Tătaru capacitatea de muncă, seriozitatea și ceea ce a reușit el. El a reușit un lucru fantastic și știu, pentru că l-am însoțit de multe ori în deplasările în teren, să transmită corpului medical curaj și încredere. Era o perioadă în care îmi amintesc și la Suceava, a fost destul de greu cu medicii să fie convinși, să poarte acele combinezoane după ce au venit, pentru că era o stare de haos, de agitație, de frică, lucrurile puteau scăpa de sub control, iar eu zic că el a reușit imposibilul să dea acest curaj corpului medical, pe care îl iubește foarte mult, într-un moment în care, să fim sinceri, mai toți politicienii se ascundeau prin parlament, prin ministere sau se autoizolau la domiciliu pentru că nu știa ce se întâmplă. Nelu Tătaru a spart acest tipar, a gestionat, spun eu, cât a putut el de bine. I-a lipsit familia, am discutat foarte mult cu el în perioada respectivă. N-a fost ușor. N-a fost ușor și e păcat. Pe mine m-a supărat foarte mult faptul că odată cu schimbarea guvernului la debutul campaniei de vaccinare în 27 decembrie, dacă mă știu, nouul ministru nici măcar n-a avut bunul simț să-l invite pe predecesorul lui și să-i spună, cred că,
un simplu mulțumesc era suficient. Acum, domnul Voiculescu a ajuns ministru și sper că realizează că un minister nu poate fi condus nici prin PR, nici prin Facebook. Ministerul Sănătății e un minister dificil, pandemia încă nu a trecut. Deocamdată am înțeles că a fost foarte ocupat cu problema asta cu cei 12 consilieri să-și aducă. Nu e niciun fel de problemă. Sunt consilieri care probabil îl ajută pe domnul Voiculescu, însă între timp, așa cum ați văzut și dumneavoastră, apar tragedii, cum s-a întâmplat din păcate la un Matei Bal și pe mine personal m-a șocat ieri sau l-altăieri, nu mi-am amintesc exact, când a fost anunțat a 10-a victimă, domnul ministru posta la câteva minute după ce s-a anunțat nou deces și era practic o postare a unui coleg din USR care vorbea de legile justiției și cu un coment ceva de genul bun așa sau... Total altceva. Da, deci mie deci mi s-a nu părut, îl preocupă pe domnul Voiculescu. Mie mi s-a părut așa o lipsă de empatie, nu știu, când îți moare cineva, ești afectat. Când ești ministru al sănătății și ai tragedii de genul ăsta, nu știu, cred că te afectează dacă, ca om, ar trebui, mă gândesc eu. E complicat pentru că domnul Voiculescu, în momentul în care era în opoziție și, de exemplu, s-a întâmplat tragedia de la Piatra Neamț, cerea capete. Critica cu mânie proletară cu anumite numiri și spunea, ok, nu mai e nimic de comentat, ce să mai comentăm, la ce se întâmplă? Păi, care e diferența? Sau când a fost sincer? Pentru că văd că și dânsul este contestat pentru numiri, începând de la secretarul de stat până la parte din echipa de consilieri. Din păcate, avem tragedii, din păcate nu se întâmplă nimic concret, adică pericolul, ați văzut dumneavoastră, atât Raed Arafat cât și Nelu Tătaru la plecarea din funcția de ministru, i-a lăsat pe masă acel raport în care e diagnosticul fiecărui spital, ca să zic așa, în parte, pe partea de securitate la incendiu. De ce a trebuit să existe presiune publică pentru ca dânsul să se întâlnească cu domnul Ghinea și să parafeze ceea ce Nelu Tătaru lăsase în spate, adică acel ajutor de 50 de milioane de euro din Programul Național de Reziliență pentru dotarea spitalelor. Eu sper că va înțelege că Ministerul Sănătății nu e nici PR, nici pagina lui de Facebook și chiar aștept de la domnia sa și să livreze ceva bun pentru România. Dar am văzut că sunt mai multe voci în Partidul Național Liberal care sunt nemulțumite de activitatea actualului ministru al Sănătății. Cred că domnul Voiculescu nici nu este, cum să vă spun, sau cred că nici nu-și dorește o bună relaționare cu Partidul Național Liberal. Dânsul e așa puțin mai superior, mai pregătit, mai altfel decât ceea ce înseamnă membrii Partidului Național Liberal. Probabil că nu ne ridicăm la nivelul pretențiilor domniei sale și nici a unor colegi din USR Plus, pentru că înțeleg că și acolo aroganța e de foarte multe ori extrem de prezentă. Deci nu prea poți discuta cu cei de la USR Plus? Nu neapărat. Eu n-aș vrea să generalizez, că probabil omul se crede ceva superior, adică nu poate coborâ la nivelul celor pe care consideră inferior să discute cu ei sau așa mai departe. Deși dar aici vorbim despre un minister foarte important, într-o perioadă extrem de importantă. Adică suntem în plină campanie de vaccinare, e un minister crucial, da? Știți ce m-a șocat asta pe mine? Urmăriți ziua tragediei de la Baș. Sunt două declarații de presă din fața institutului și ziua în care România, într-un spital, din păcate, mureau primii semeni de ai noștri, domnul ministru a avut timp să schimbe de două ori cravată. Deci, dacă vă uitați, este cu două cravate diferite la interval de două declarații. Nu știu, atunci când se întâmplă așa ceva, nu poți să pleci. Nu poți să pleci până nu ai
oglindă clară a ceea ce s-a întâmplat, până nu e măsuri să-i salvez pe ceilalți în prima fază care au scăpat cu viață. Să vezi, să discuți cu oamenii, să le dai moral, să le dai încredere, să... Ceea ce trebuie să facă un ministru, până la urmă... Ceea ce trebuie să facă, nu neapărat un ministru, un om care are suflet și un om care simte, dom'le, aici au murit oameni, cum să fac treaba asta? Adică ce grijă e mai importantă decât să salvezi vieți, să vezi ce s-a întâmplat și să iei decizii imediat?